sfatul de drum bun vă este oferit de BT Leasing, partener al Napoca Rally Academy. Așa este și suntem în legătură directă cu Bogdan Marișca, pilot și instructor de conducere defensivă în cadrul Napoca Rally Academy, prin Skype. Bună seara, Bogdan, bine ai revenit alături de noi. Bună seara, mă bucur să ne reauzim. Sperăm să fie o săptămână mai bună decât cealaltă. Nu pot să fac abstracție de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. În jurul nostru, ca și țară, așa, suntem și noi empatici și gândul nostru și sufletul nostru se află la nord de România, pentru că oamenii chiar au nevoie. Așa este, însă, așa cum vorbeam înainte de a intra în direct și cum bine ai spus tu, e momentul să mai vorbim și despre războaiele pe care le purtăm noi de această dată pe șoselele din țară. Iar astăzi, subiectul pe care l-am ales, producerea accidentelor rutiere. Care sunt principalele cauze de producerea accidentelor rutiere la noi în țară, în România? Da, să revenim la micul nostru război de zi cu zi. Din păcate, este o realitate. Ar trebui să nu vorbim cu atâta cinism despre, și despre asta, chiar dacă prin comparație cu ceea ce se întâmplă în Ucraina, cifrele sunt mult mai mici. Vorbim totuși de niște oameni care mor zi de zi și în România, pe șosele din România, dar deja a devenit un fapt cotidian și poate că n-ar fi bine să tratăm lucrurile chiar așa. Ar trebui să fie o schimbare de mentalitate la fiecare dintre noi, pentru că, până la urmă, suntem supuși acestui risc zi de zi, în momentul în care plecăm de acasă până întoarcem seara acasă, indiferent de postura în care ne aflăm în traficul rutier. În România, primele cauze, să spunem, vorbind de acea sintagmă pe care am auzit-o destul de des, viteza excesivă sau viteza neadaptată condițiilor de drum, și aici intră un melanj de atitudini, de fatalități, care l-au făcut pe respectivul șofer să piardă mașina sub control. Și putem vorbi despre fizică, putem vorbi despre energie cinetică, vorbim despre energie cinetică care se transformă în energie de impact în momentul în care te lovești de ceva, putem să vorbim despre timp de reacție a fiecare dintre noi, despre incapacitatea ființei umane când se află la volan, la un dat, să aibă timpul de reacție corect, pentru că la un moment dat acest lucru nu mai este posibil din punct de vedere fiziologic, suntem prea lenți. Dar în esență, viteza, pentru că la asta ne referim astăzi, viteza este acel moment când încercăm să câștigăm timp. De fapt asta facem, de fapt asta și face mașina. Ne-a oferit, la început, când a apărut, ne-a oferit un câștig de timp. Adică nu mai pierdeam ore, zile întregi făcând anumită călătorie, ci am comprimat acea călătorie în niște minute, mergând mai repede. Problema este că a venit la pachet cu niște riscuri, această deplasare cu viteza pe care noi avem. Și ăsta este un lucru pe care nu îl înțelege șoferul, nu doar în România, șoferul în general. Pentru că noi plecăm de la premisa că nu se întâmplă nimic grav sau nu se poate întâmpla nimic grav, dar continuăm să conducem mașina așa cum considerăm noi de cuvință. Uitând că nu avem abilități să stăpânim mașina când ea se află la o limită de pierderea aderenței, de pierderea controlului asupra ei și așa mai departe. De aceea au venit aceste reglementări pe care le vedem, le știm, reglementări de viteză în diferite circunstanțe. Știm din codul rutier, în anumite momente ale traficului nostru, ce ar trebui să facem. Dacă e o zonă rezidențială, să mergem mai încet. Sunt zone rezidențiale în care voi să mergem doar cu 5 km pe oră, de exemplu. Dacă lucrurile stau mai bine și avem infrastructura potrivită, putem merge pe autostrăzi până la 130 de km pe oră, de regulă, în principiu, pe șosele din Europa. Dacă facem parte din privilegiații care se deplasează prin Germania, știm că acolo sunt și segmente de autostradă unde n-ai limită de viteză. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să avem discernământul aferent. Sintagma cu scăpat mașina sub control înseamnă un moment fatidic când șoferul care se află la volan nu mai știe ce are de făcut. Sau ceea ce face el nu se potrivește cu ce ar fi trebuit făcut în situația respectivă, pentru că de-aia a scăpat lucrurile sub control. Din păcate, până nu trăiești pe propria piele aceste lucruri, e o poveste așa teoretică, așa cum vorbim și noi și ascultătorii Europa FM, deci pe un subiect care nu neapărat că se poate întâmpla și lor. Ba da, din păcate trebuie să știm asta cu toții. Se poate întâmpla oricui acest lucru. Și mașina are niște proprietăți dinamice pe care foarte greu le anticipezi în acele momente. Poate să vă dăm un exemplu, n-am vorbit despre asta. O mașină 50 de km pe oră, într-o frânare de urgență, pe un asfalt normal, uscat, cu niște cauciucuri, ca așa cum folosim noi în viața zi cu zi, oprește undeva între 5 și 6 metri. Aceeași mașină,
Dacă își dublăm viteza, deci nu 50 de km pe oră, ci 100 de km pe oră, are un spațiu de frânare de vreo 40 de metri. Adică crește spațiul de frânare undeva de vreo 7-8 ori. Asta ține de fizică. Nu ține de șoferul respectiv, de capacitatea lui, ci strict de capacitatea mașinii de a opri în respectivul interval de, sau spațiu pe care are la dispoziție. Cu toate sistemele cu care poate fi dotată o mașină. Pentru că mulți spun, mașina mea este foarte bună, este de generație nouă, frânează instant. Așa este, numai că totul se raportează la fizică. Încă aceste sisteme de siguranță pe care noi le avem pe mașini nu fac altceva decât să folosească la un randament maxim mașina. Dar randamentul acela maxim nu combate fizica. Coeficienții de aderență a anvelopei pe sol, suspensiile mașinii, sistemul de frânare, sunt o serie întreagă de sisteme care trebuie să funcționeze ca un tot unitar, ca mașina să aibă un randament foarte bun. Dar, și din experiența de pilot de raliu pot să vă spun asta, lucrurile foarte ușor pot fi să vină într-o zonă de extrem. O mică eroare, o mică neatenție, un moment când suntem cu ochii în telefonul mobil sau suntem cu mintea în altă parte, acel moment se suprapune pe un, nu știu, un alt participant la trafic care generează o situație limită și iată avem ingredientele pe care le vedem și destul de des în traficul cotidian din România, unei posibile situații limită. Așadar, Bogdan, viteza rămâne pe primul loc în acest top al accidentelor și viteza, indiferent de zona unde conducem, pentru că mulți spun, domne, dacă am avea mai multe autostrăzi, s-ar întâmpla mai puține accidente. E posibil parțial să aibă dreptate, însă dacă ai acele autostrăzi și mergi ca nebunul pe ele, scuzați-mi expresia, tot acolo se ajunge, tot la tragedie. Din păcate, Bogdan, nu prea mai avem, ne-a expirat timpul, ca să spun așa, pentru sfatul de drum bun de astăzi, însă am reținut tot ceea ce ne-ai zis, îți mulțumim și ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Să ne auzim cu bine, să ne vedem cu bine, Doamne ajută pentru tuturor celor care trăiesc acum momentul acesta pe care nu le-a dorit niciun dintre noi. Să avem grijă de micul nostru război, pentru că viteza, așa cum spuneam, ucide. Și faptul că avem autostrăzi, vedem că și pe autostrăzile din România se moară. Deci nu doar pe șosele normale. Doamne ajută și drumuri bune tuturor. Și sper ca săptămâna viitoare să nu ajungem să vorbim despre tancuri. Și despre cum se conduce un tank și despre consumul lor. Deși pe vreme de pace poate ar fi un subiect de adus în discuție. Bogdan Marișca, mulțumesc foarte mult. Seară bună, îți dorim alături de Europa FM.